Iată, ne ajung și în Chișinău. Sunt foarte multe lucruri faine de văzut aici, de descoperit și mai mult decât atât, de răspândit mai departe, până la urmă, nu numai în toată România, dar și dincolo de granițe. Pentru că, să nu uităm, emisiunile televiziunii publice românești pot fi urmărite și pe internet. Căutați pe YouTube, pe Facebook și în orice alte sisteme de social media vă este mai la îndemână. Cum spuneam, suntem în Chișinău. Sunt lucruri foarte interesante pe care le-am pregătit pentru această ediție. Vom afla mai multe, toate legate însă de proiectul Servus Moldova, programul mare Servus Moldova și cele două etape, jurnalist în România, respectiv Reporter Est. Proiectul Reporter Est a început la Cluj-Napoca în luna mai a acestui an. Atunci, patru jurnaliste din Republica Moldova au fost inițiate de către trainerii TVR Cluj în tehnica Mojo. După numai o lună a venit rândul jurnaliștilor de la TVR Cluj și TVR București să meargă în Republica Moldova și în Găgăuzia, unde au realizat mai multe reportaje prin mobile journalism. I-au prezentat locuri, oameni și povești specifice zonei. Katia, plăcintă este gata. Pofte bune, afietosun. În clipele următoare aș vrea să vorbim mai multe despre călătoria care s-a făcut în Găgăuzia în urmă cu puțin timp. O delegație întreagă a TVR-ului a ajuns acolo pentru această parte a proiectului Reporter Est. Bun găsit, Raico Cornea! Mulțumesc pentru invitație! De altfel, videojurnalist care a fost foarte implicat mai ales în această parte a proiectului, mai ales în ce a însemnat realizarea de reportaje în zona Găgăuziei. Sigur, pot să spun că background-ul este atât de stufos încât cumva era firesc să fie parte și Raico Cornea din ce înseamnă Reporter Est. Pentru că, spun așa, pentru cei care poate nu cunosc foarte bine CV-ul sau biografia, dincolo de faptul că sunt 500 de reportaje semnate de Raico Cornea, sunt peste 700 de emisiuni de televiziune realizate, de autor de cărți și articole de analiză mediatică, realizator de diverse filme documentare despre minoritățile din România și chiar director media al comunității sârbilor în România. Și lista mai poate continua cu multe aspecte pe care o să le punctăm pe parcursul discuției noastre de astăzi. Primul rând, trebuie să spun că sunt foarte, foarte bucuros că am avut această ocazie să particip la un proiect inedit. Înainte de proiect am crezut că sunt puține lucruri pe care le pot face, încă le mai pot face să fie inedite, însă iată, acest proiect m-a făcut să cred că încă sunt multe, multe chestii care le pot face și deplasarea în Găgăuzia a fost o provocare pentru mine, a fost o provocare în primul rând profesională și în al doilea rând curiozitatea m-a făcut să particip la acest proiect și sunt foarte, foarte bucuros că am făcut parte din echipa care a fost în Găgăuzia, care a fost în Comrat, care a văzut cum trăiesc acei oameni. Eu am făcut un reportaj despre credința găgăuzilor pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant. Adică destul de puțină lume știe că în România despre Găgăuzia, despre găgăuzi, dar mai ales despre religia lor, despre modul lor de viață. Și atunci am făcut acest reportaj, evident, la catedrala din Comrat, Catedrala Ortodoxă din Comrat, unde am avut oameni deosebiți ca interlocutori și a fost chiar foarte, foarte plăcut să
să fac acest reportaj. L-am făcut evident ca membru al echipei și ca videojurnalist. Deci am filmat, mi-am ales locațiile de filmare, am discutat cu oamenii care se ocupă, care pot spune cu mâna pe inimă, trăiesc lângă Catedrala Ortodoxă din Comrat și apoi am montat imaginile. Chiar mă întrebam și în alte emisiuni, cum de este atât de puțin cunoscută Găgăuzia? E o chestiune cumva, poate din partea noastră a românilor, nu suntem suficient de deschiși sau trebuie să vină pornirea dinspre Găgăuzia, înspre restul Europei? Aveți dreptate, aș zice parțial, pentru că în primul rând, faptul că nu se cunoaște nici despre Găgăuzia, nici despre Moldova, despre Republica Moldova, foarte multe lucruri, mai ales din zona din care vin eu, din Banat, deci partea de vest a României, această zonă a Moldovei și în speță Găgăuzia, Comratul și oamenii de acolo ne sunt necunoscute, adică nu avem foarte multe informații. Eu, sincer să fiu, ca și gazetar, nu de peste 20 și ceva de ani în mass media, a trebuit să mă informez înainte de a pleca spre Găgăuzia. N-am știut foarte multe lucruri, recunosc, știam că este acolo o zonă interesantă, dar iar când domnul director Romeo Căuți m-a întrebat, vrei să particip? Din start, în secunda a doua, am zis da, vreau, pentru că este foarte, cred că va fi foarte interesant. Și așa a și fost. Cred că, în primul rând, noi din România ar trebui să ne orientăm un pic spre zona asta. Sunt foarte multe similitudini, sunt foarte, foarte multe elemente comune. Deci, oamenii sunt foarte receptivi, foarte primitori, la fel ca și la noi în România. Dar, din păcate, se trăiește foarte repede, oamenii nu mai au timp să se intereseze de vecinilor, de prietenilor, de oamenii care împart aceeași credință. Deci, cred că, pe de altă parte, nici foarte multe ocazii n-am avut din partea aceasta, deci din Găgăuzia, din Moldova, să ajungă la noi. Cred că aceasta e o problemă, în primul rând, de comunicare și ambele părți ar trebui să lucreze mult mai mult. Acest proiect, evident, a făcut ca această comunicare să fie îmbunătățită și eu, de exemplu, și acum mai păstrez legătura cu unii din colegi cu care am colaborat acolo la Comrat, cu oamenii cu care ne-am întreținut în acele zile. Ceea ce este un lucru foarte bun. Da, și cred că a fost un prim pas pentru această comunicare menționată anterior. Cred că e nevoie și de pași ulteriori, dar cred că aceștia se vor face un pic mai ușor după ce s-a spart gheața, cum se spune. Cu siguranță. Nu știu dacă acesta este primul proiect, dar e un proiect care, poate continua și ce mă bucură cel mai mult a fost și receptivitatea celor de acolo din Comrat, dar ce ați făcut voi de la TVR Cluj a fost un pas foarte, foarte important și prin asta practic dovediți că sunteți printre cele mai active studiouri teritoriale ale televiziunii române și asta pot să spun cu mâna pe inimă, fără a fi un compliment. Deci pur și simplu așa este, așa cred că este și din poziția mea chiar cred că pot să spun obiectiv acest lucru. Deci chiar mă bucur și sper ca astfel de proiecte, pentru că sunt în interesul nostru, celor din România, și în interesul celor la care mergem și cu care colaborăm,
să continue. Sunt proiecte care pot continua și care pot, cum să zic, se pot realiza acum la un nivel mai sus și tot așa, până vom ajunge la o comunicare normală, la o comunicare eficientă și la un schimb de experiență constant. Asta e o etapă, sper din tot sufletul, voi sprijini orice demers în acest sens și sper să putem să colaborăm continuu, să zic. Da, și eu nădăjduiesc să fie la fel și mă bucur cumva, noi, România, prin poziția geografică pe care o avem, sigur că tendința este foarte mare și se și realizează asta, să urmărim ce se întâmplă înspre vest, să mergem înspre vest și să adaptăm de acolo nevoilor noastre diversele lucruri. E perfect. Doar că noi mai avem și o latură de est, unde sunt frații noștri, prietenii noștri, da? Și către care, cred eu, este firesc să ne îndreptăm din când în când atenția. Cumva, așa explic eu proiectele pe care le dezvoltă TVR Cluj. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să spun că și eu recunosc că am fost orientat mai mult spre zona de vest, dar și ca și majoritatea prietenilor mei, colegilor mei, oameni de presă, dar sunt foarte multe lucruri pe care le-am pierdut neglijând oarecum partea asta, vecinii din est sau chiar vecinii din nord, vecinii de la sud. Avem prea puține, consider, colaborări sau relații de colaborare cu vecinii noștri. Cred că în primul rând cred că ar trebui nu numai noi, televiziunea română, ci și alte instituții de media să ne reorientăm în primul rând spre vecinii noștri. Pentru că până să ajungi în vest, trebuie să colaborezi cu vecinii. Vecinul este nu primul care sare în ajutor dacă ai vreo problemă. Și iată, acest proiect demonstrează cu prisosință că avem nevoie unii de alții, avem nevoie să comunicăm cu vecinii, cu prietenii, cu frații noștri din Moldova și din Găgăuzie. Apropo de vecini, subliniez și mă bucur că sunteți autor a multor emisiuni și filme documentare legate de minorități, nu? Care minorități, de fapt, ce înseamnă? Sunt vecini din țările vecine, parte din populație locuiește printre noi. Așa este. Vrând nevrând, pot spune că m-am orientat cu precădere spre zona asta de minorități naționale, pentru că și aici este un domeniu unde lipsesc informații, unde nu sunt cunoscute informațiile care ne permit să avem o conviețuire, aș zice, model pentru, nu numai pentru zona asta a Europei, ci pentru întreaga Europa, să fim cinstiți. Deci, când au venit cei din Parlamentul de la Bruxelles, mai noștri le-au spus, ați, măcar în ce ne privește pe noi bănățenii, că vin din Timișoara, au zis, ați cam întârziat cam 100 de ani, pentru că la noi totuși relațiile de interetnice între bulgari, sârbi, cehi, slovaci, germani, maghiari, 10 minorități sunt în zona de vest, zice, noi de secole conviețuim și trăim bine și, cum să zic, culturile noastre se întrepătrund, luăm ce e bine și frumos unii de la alții, ne vizităm reciproc la, cum să zic, la evenimente importante. Deci am putea să fim mândri de această, și nu numai în Banat, așa este în întreaga Românie, și România poate fi o Europa în miniatură și este o Europa în miniatură, și de asta m-am orientat spre zona asta, pentru că sunt foarte puține informații, foarte puține filme despre cultura minorităților naționale, despre modul în care trăiesc,
despre obiceiurile fantastice pe care le au. Și asta este practic o, cum să zic, o, un element care face România mai bogată, e o bogăție a noastră, a tuturor, nu numai a minorităților. Cu atât mai mult mă bucur că există aceste demersuri de a fi păstrate în, nu e așa, arhiva media, să zicem, a țării noastre, informațiile acestea, pentru că televiziunile private prea puțin accent pun pe așa ceva, doar dacă se întâmplă ceva spectaculos, fac un reportaj și punct. În schimb, televiziunea publică are acest rol mult mai important, dar mai sigur, larg. Dar sigur, este și una din obligațiile televiziunii publice, serviciului public de televiziune, să și culturalizăm spectatorul, să-i oferim informații pe care nu le găsește la alte televiziuni, la televiziunile comerciale. Noi cu siguranță nu o să facem foarte, rating foarte, foarte mare, dar avem acea, știți, nici nu e bine să devii robul ratingului, să alergi după rating în detrimentul unei informații care este interesantă, că și acesta este jurnalism și jurnalismul poate un pic s-a schimbat în ultima perioadă, existând această dorință să fii primul, să nu mai ai timp să verifici informațiile, s-a pierdut foarte mult din credibilitatea jurnaliștilor și cred că aceste aspecte, o, cum să zic, înclinație spre aceste domenii care sunt interesante pentru telespectatori, ne aduce un plus de valoare. Mulțumesc foarte mult și succes și spor în continuare în toate demersurile jurnalistice și personale viitoare. Mulțumesc pentru invitație și aștept un nou proiect interesant de la TVR Cluj. Una din cele mai frumoase catedrale ortodoxe din Republica Moldova se află în Găgăuzia, în orașul Comrat. Hramul bisericii este dedicat Sfântului Ioan Botezătorul, protectorul sau, cum spun localnicii, corbanul întregii Găgăuzii. Construit în 1840, lăcașul sfânt a funcționat până în 1961, anul în care catedrala a fost transformată de autoritățile comuniste de atunci în Muzeu al Găgăuziei. Biserica din Comrat a fost redeschisă în 1988, iar despre importanța credinței ortodoxe pentru găgăuzi, o comunitate cu origini turcice, părintele Iulian spune. Nu numai în ziua de astăzi, dar și părinții și părinților lor au fost credincioși, au fost ortodoxi. Asta putem să luăm o pildă foarte mare, cum a fost construit catedrala asta. Catedrala a fost construită cu mare stăruință. Au fost aduse clopotele, tocmai din regiunea Harkov, cu căruța cu boi, au fost aduse. Au fost aduse două, trei clopote din regiunea Moscovei. Prin asta se dovedește râvna față de credința care ei au avut timpul atunci și ei o au și până în ziua de astăzi. Odată cu venirea părintelui Iulian la catedrala din Comrat, viața religioasă a renăscut în capitala Găgăuziei. Au fost reluate sfintele liturghii și lângă biserică a fost deschisă o școală religioasă pentru copii și tineri. Pereții impunătorului edificiu au fost împodobiți cu icoane, iar una dintre acestea are o poveste aparte. Este vorba de icoana Maicii Domnului, ocrotitoarea tuturor nevoiașilor sau, cum spun localnicii, a tuturor scârviților. În anul 1960, comuniștii au închis biserica și au strâns toate icoanele într-o căruță cu intenția de a le arde. Icoana Maicii Domnului a căzut din căruță, iar moș Alexei a luat-o și a ascuns-o într-un perete din casa sa. Peretele era dilut și au săpat și au astupat-o cu un covior. De la icoană a început să audă un plâns de copil mic, care era și zi și noapte. Și când s-a dus să odihnească în odaia unde era icoana Maicii Domnului, și atunci și-a dat seama că plânsul de copil mic ieșit de la icoană care s-a aflat acolo ascunsă de mulți ani.
Când s-a deschis catedrala, prima icoană care a fost aici dată în catedrală a fost icoana Maicii Domnului, tuturor scârbiților. 28 de ani mai târziu, în 1988, urmașii bătrânului Alexei au scos icoana la lumină și au donat-o catedralei din Comrat, unde a fost pusă într-un loc de cinste lângă altar. Alături de mine acum în studioul de la Chișinău, studioul nostru, hai să spunem așa, mobil, este doamna Svetlana Lazar, președinte ANTREC, adică autorității care se ocupă de tot ce înseamnă industria turismului și nu numai. Bun găsit! Bună ziua! Mă bucur că pornim noi de la discuția noastră cu proiecte care se desfășoară în multe țări din spațiul acesta al Europei de Est și, de fapt, găsesc o similitudine cu partea de turism, pentru că și turismul la fel se dezvoltă având în vedere vecinii noștri sau țările care sunt într-un spațiu cumva reunit. În această idee știu că sunt o grămadă de proiecte pe care le dezvoltă acum autoritatea pe care o conduceți dumneavoastră și chiar ar fi bine să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Deci este vorba, vorbisem anterior că recent am încheiat un proiect finanțat de Uniunea Europeană, un proiect care se numește Alector și în care participă 12 parteneri din țările bazinului Mării Negre. Este un proiect foarte interesant prin faptul că fiecare partener a creat un traseu turistic axat pe valorile tradiționale importante ale regiunii respective și în cadrul acestui proiect european noi am venit cu un traseu numit Pomul Vieții, fiindcă de fapt una din condițiile acestui proiect a fost ca toate traseele să aibă puncte de tangență comune, adică o careva idee comună pentru fiecare, pentru toate celelalte țări parteneri și totodată să reflecte un specific autentic al zonei respective. Și de asta am venit cu Pomul Vieții, care știm că este peste tot, doar că la noi el este îmbrăcat cu pâini de ritual, o tradiție de fapt unică în tot spațiul internațional, fiindcă pâinea de ritual românească, din zona Moldovei în special, este unică ca diversitate volumetrică și sculpturală în lume. Și atunci am propus un traseu în care turiștii au posibilitatea să descopere sau să redescopere unele obiective cunoscute prin această idee, prin această concepție a pâinii de ritual, fiindcă am zis că este foarte diversă și turiștii au posibilitatea nu doar să cunoască vizual, auditiv, dar și să participe la confecționarea, la prepararea diferitor pâini de ritual, începând cu aceleași lipii străvechi, foarte interesante și respectiv în fiecare, este un traseu de 3 zile, în fiecare zi o nouă pânică de ritual, se punea în traista fiind vânătorului de comori spirituale, a doua denumire a traseului. După ecourile care le avem de la ziariștii care au fost pe acest traseu, am înțeles că este un traseu de perspectivă, este doar acum lansat. Sperăm că o să aibă mari solicitări în continuare. Adică este o altă abordare a multor obiective turistice, anume prin prisma cunoașterii unor obiceiuri sau tradiții sau filozofii, dacă vreți, a neamului nostru, mai puțin cunoscute, promovate până în prezent, chiar în unele localități pe cale de dispariție și în felul ăsta încercăm să unim și să revitalizăm, de fapt, ceea ce avem noi mai frumos în tradițiile noastre. Asta e ceea ce pot să vă zic despre acest proiect. Dar din punct de vedere a turismului în Republica Moldova, cum arată un grafic, să zicem, al turismului, poate urmărindu-l de la începutul anilor 90 până acum, iată, vorbim de 25 de ani.
sfert de veac. Da. A crescut numărul? S-a mobilizat lumea să vină să cunoască mai mult Republica Moldova? Ca și oricare domeniu se dezvoltă pe sinusoidă, adică are și creșteri și scăderi. Vreau să vă zic că în anii 89 numărul turiștilor care intrau în țară în scop de vizitare a Moldovei era în jur de 1 milion. Pe an. 1 milion de turiști pe an. Da. Da. Pentru moldoveara noastră este un număr respectabil. Sunt opinii că, ținând cont de grupele de turiști care tranzitau Moldova pentru vizitarea Sankt Petersburgului, atunci Leningradului, Chievului, Moscovei, acest număr, de fapt, putea fi și mai mare, era și mai mare. Bine, după 90, numărul turiștilor a scăzut brusc. Noi nu am avut nici autoritate națională de turism. Deci tot timpul turismul ca domeniu era lipit ba de cultură, ba de către la Ministerul Tineretului și Sportului, adică așa a navigat dintr-o parte în alta, și grație iarăși unor proiecte internaționale, aici a venit în susținere UNDP, programul de susținere a dezvoltării economice a Moldovei, și grație acestui proiect s-a pornit dezvoltarea turismului într-o formulă mai sistemică, mai profesionistă. Și respectiv atunci au început să se contureze mai clar produsul turistic național. Noi suntem, precum v-am zis, suntem o asociație, Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural. Suntem cei care am început dezvoltarea turismului în mediul rural al țării noastre, fiindcă din start am conștientizat că, de fapt, toate valorile, sau marea majoritate a valorilor noastre culturale sunt păstrate sau se regăsesc până ce la țară. Și atunci am mers anume pe ideea asta, dat fiind faptul că nu avem nici mare acces la moment, nici la mare, nici la munte, am zis că o să scoatem în evidență ceea ce este mai valoros în cultura neamului nostru și prin asta o să atragem turiștii atât din interiorul țării cât și din exterior. Referitor la dinamica dezvoltării acestui sector, deci acum de câțiva ani, din 2008, când a fost creat Agenția Turismului, acum va fi autoritate națională, autoritatea noastră de turism, lucrurile au început să se îmbunătățească. Bine, este mult loc pentru mai bine. Sunt diverse strategii, acum se lucrează pentru implementarea strategiei 2020, care sperăm că va da rezultate, va avea un plan de activitate, un plan de acțiune bine acoperit financiar și vom avea și rezultate mai frumoase. Dar numărul, ce înseamnă de fapt proiectul 2020, ca să știe toată lumea este despre ce vorba? Este vorba de strategie de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Punctul culminant în 2020. Deci este acest document presupune implementarea unui șir de activități, acțiuni, care ar dezvolta armonios acest domeniu. Adevărat este că din lipsă de finanțare se merge cam greu în implementarea acestui plan de acțiuni, dar suntem optimiști și credem că împreună cu donatorii din exterior, mă refer și la proiectele care vin de la Uniunea Europeană, fiindcă ultimul timp ne bucurăm de o mai bună susținere, așa, și ceilalți donatori, sperăm că o să reușim să implementăm ceea ce este preconizat în acest plan de acțiuni. Știu că de curând s-a discutat despre un program de dezvoltare pentru perioada 2017-2020, deci cred că tot așa pe părți, da? Avem 3 ani acolo, 3 ani acolo, 3... Mă rog, deci, astfel încât în total să ajungem la rezultatul scontat. Da, adevărul este că această strategie a fost, de fapt, noi prima strategie de dezvoltare a turismului am avut-o din 2003. Atunci a fost elaborată cu suportul experților de la Organizația Mondială a Turismului.
și 2003-2015, bine, ea a trebuit să fie revăzuită, iarăși din motive de neîndeplinirea mai multor activități preconizate pentru implementarea acestei strategii, din, precum v-am zis, din lipsa de finanțare. A fost actualizată, a fost îmbunătățită, deci asta este. Așa cum spuneați că se caută modalități de a se aduce autenticul înaintea turiștilor, cam la fel încercăm și noi să facem prin aceste proiecte jurnalistice, să căutăm lucrurile care sunt de esență a locurilor din această parte a Europei de Est. De asta cumva și eu personal și ca jurnalist de asemenea mă bucur de rezultatele acestor proiecte și mă bucur că contribuie inclusiv în partea aceasta de turism, pentru că toate reportajele, de fapt, care s-au făcut, indiferent că vorbim de reportaje făcute de jurnaliste sau jurnaliști din Republica Moldova, în România, respectiv, de toți implicați în proiect în Republica Moldova, în Găgăuzia, în Ucraina și așa mai departe, sunt materiale care pot fi folosite pentru promovarea respectivelor locuri și a obiceiurilor și a oamenilor de acolo. Absolut de acord. Mai mult decât atât, vreau să vă zic că noi observăm după emisiunile și a dumneavoastră, de exemplu, cum apar, după emisiunea dumneavoastră, observăm o creștere a interesului pentru obiectivele noastre turistice, pentru vizitarea acelui Șorhei Vechi, care este cartea de vizită a Republicii Moldova. Adevărat este că este foarte importantă această activitate pe care o faceți, fiindcă poți să ai munți de aur, dar dacă nimeni nu știe despre ei, rămân în neștire. Și ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce fac jurnaliștii și de la noi și din alte țări, contribuie foarte mult la promovarea imaginii pozitive a țării noastre, a lucrurilor frumoase care se întâmplă aici. Și asta este minunat, de fapt. Pe de o parte este, da, o imagine pozitivă a țării, dar este și o mână de ajutor reciproc, o mână a unui prieten, o mână strânsă a unui coleg care vine în ajutor. Așa, este o promovare care aduce turiști. Și pentru noi este foarte important, multiplanic, această colaborare și chiar vă mulțumim pentru faptul că luați în vizor dezvoltarea turismului sau activitățile turistice în țara noastră. Unde ca unde, dar la noi cred că turismul urmează să fie domeniu prioritar, fiindcă știm cu toții că chiar și în perioada de criză, un loc nou deschis în turism generează până la 9 alte locuri noi de muncă, că turismul ca domeniu are puncte de tangență încă cu 32 alte domenii economice. Și chiar am zis că în perioada de criză, turismul continuă să rămână cu o creștere pozitivă în dezvoltarea în sa economică. Dacă ar fi să sosească acum, de exemplu, în Republica Moldova, un turist din, nu știu, orice țară din Europa Occidentală, să luăm așa, ce i-ați recomanda să viziteze într-un program de 3 zile în Republica Moldova? Bine. Normal, Chișinău, când începem, că de fapt cu capitala noastră, cu orașul. Pentru vizitarea Chișinăului, o zi e minim de alocat. Da, o zi, așa ca să ai o concepție, o idee generală despre oraș. Chișinăul nostru este un oraș nu prea mare, dar are locuri foarte interesante și este ce de văzut. Bine, poți să stai mult mai mult, fiindcă doar intrând în Muzeul de Istorie Naturală și Etnografie poți sta câteva săptămâni, fiindcă este foarte interesant, are o încărcătură extraordinară și științifică și artistică și așa mai departe. Bine, deci o zi ar fi Chișinău. A doua zi, cred că i-am propune să meargă spre Orheiul Vechi, dar trecând neapărat pe la Cricova, care este și ea o carte de vizită
a turismului nostru vitivinicol, oricum ține de mediul rural, așa, am propune să se meargă la Curchi Vatici, fiindcă acolo avem una din cele mai înalte turnuri a catedralei, din catedralele care le avem. Și mai avem și niște pensiuni pe, așa, la început de cale, unde se poate, unde pot fi antrenați turiștii în diferite activități gospodărești, iarăși în aspect cognitiv, fiindcă, de fapt, noi în turism vindem emoții pozitive, experiențe noi, îi facem pe oameni să se reîntoarcă, dacă vreți, în copilărie sau într-o perioadă nostalgică anterioară, care să se regăsească, să-și revizuiască anumite poziții, poate în viață, de ce nu, mai ales atunci, dacă vorbim de acest nou traseu, este un traseu profund, profund spiritual, credeți-mă. Deci, după Vateci, cred că ar fi binevenit de mers la Orheveci, care este leagănul turismului rural din țara noastră, și acolo iarăși avem ce vedea. Nu știu dacă ați fost dumneavoastră personal. Nu, dar urmează. Mă bucur, vă fac o invitație. Cu mare drag vă pot și însoți dacă doriți. Colegii dumneavoastră au fost, au făcut și filmări acolo. Deci, Orheiul Vechi este deosebit, inclusiv prin nenumăratele situri arheologice și descoperiri care sunt, dar în genere este, de fapt, primul obiectiv, hai să spunem al doilea, teoretic spunând, dar primul ca încărcătură multiplanică, care sperăm va fi inclus în lista patrimoniului internațional UNESCO. Casele, arhitectura veche din zonă sunt deosebite. Și a treia zi, cred că am pornit spre Soroca, iarăși unde putem să redescoperim istoria noastră, unde putem să vedem și pe drum inclusiv, până ajungem acolo, și acolo putem să ne bucurăm de priveliștele extraordinare pe care le oferă acest plai. Și mai sunt multe posibilități, de același domulgeni, cu tradiție vechi de preparare a mezelurilor, este satul mezelarilor de sute de ani, unde organizăm și un festival a tradițiilor gastronomice de Duminica Mare, vă fac o invitație dacă doriți de pe acum. Deci este ce de văzut. Pentru trei zile. Pentru trei zile a fost doar, să zicem, și numai o primă invitație? Am luat partea de centru-sud, centru-nord, și nu m-am coborât în sud, unde iarăși avem un potențial foarte frumos. Unde, iată, Viemuse a devenit a doua oară. Insist pe faptul că odată ce ai venit în Republica Moldova, cred că îți dorești să revii. Acesta a fost sentimentul meu când am fost prima oară în Republica Moldova, respectiv în Chișinău. Eu m-am îndrăgostit la prima vedere de oraș și de fiecare dată când am revenit am avut din nou sentimentul de încântare că sunt din nou în Chișinău, că sunt din nou în Republica Moldova. E o plăcere și de asta cred că fiecare ar trebui să experimenteze mai mult din Republica Moldova. Mă bucur foarte mult și vreau să vă zic că de fiecare dată așa ne se încălzesc inimioarele când primim mesaje de mulțumire de la vizitatorii noștri, de la turiști, inclusiv mi-amintesc că acum mi-ați amintit despre un grup de vinificatori și reprezentanți a turoperatorilor din toată Europa care au fost la noi, inclusiv, bineînțeles, au fost și din România, și mi-amintesc cu câtă căldură și cu câtă emoție frumoasă s-ar părea, suntem la câteva sute de kilometri distanță, dar au descoperit lucruri noi, lucruri frumoase care le-a plăcut, așa precum descoperim și noi. Eu cu mare drag îmi amintesc și de fiecare dată când am posibilitatea, recomand sau merg la același muzeu, s-ar părea destul de mic, de la Hârlău, unde e fantastic. Muzeul a viței de vie și vinului. În genere, sunt lucruri foarte frumoase care te fac să crești într-un fel, să-ți crești sufletul și să înțelegi mai bine ce-i cu viața ta și cu viața țării tale atunci când mergi pe aceste trasee frumoase.
Foarte bine ați punctat și mă bucur că încheiem în această notă. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes în toate proiectele pe care le dezvoltați și acum și pe mai departe pentru turismul din Republica Moldova. Mulțumesc și eu la rândul vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și să știți că ceea ce faceți este spre binele oamenilor noștri. Mulțumesc! În clipele următoare urmărim un nou reportaj realizat de colegii mei și ne reîntoarcem în platoul din Chișinău. Am ajuns la crescătoria de cai Atprulet, care se află la doar 40 de kilometri de capitala Găgăuziei și anume de Comrat. Aici am fost întâmpinați de un om deosebit. Cheleș Constantin este cel care a creat unica crescătorie de cai din Republica Moldova. Familia i-a dăruit cea mai de preț moștenire, spune el, dragostea pentru cai. Suntem o dinastie de crescători de cai. Tatăl, bunicul meu, străbunicul au crescut cai, iar fiul meu lucrează aici cu mine. În anul 1982 am fondat crescătoria, iar în 1992 am primit statutul de fermă de producție. La fermă trăiesc acum 72 de cai, dintre care 22 născuți anul acesta. Toți fac parte dintr-o rasă rară provenită din Rusia. În mare parte, cumpărătorii sunt din Republica Moldova. Am avut și cumpărători din Ucraina și România. Anual organizăm competiții nu doar în Chadăr Lunga, ci și în alte localități. Vin aici foarte mulți vizitatori. Caii sunt folosiți atât pentru sport, cât și pentru gospodărie. Ceea ce îl face și mai deosebit pe Cheleș Constantin este talentul său. Pictează și desenează cai, iar tablourile le-a expus în propriul său muzeu de la fermă. Ne aflăm în muzeu. Aici sunt diferite exponate, cupe, diplome și alte cadouri pe care le-am primit. Avem foarte mulți vizitatori. Fiecare își lasă impresiile în cartea de oaspeți. Am avut vizitatori din America, Ucraina, Turcia, Germania, Egipt, România, Siria, Rusia și Belarus. În ultimii ani, mulți români au trecut poarta fermei cu dorința de a cumpăra frumoasele exemplare crescute aici. Însă legislația europeană nu le permite acest lucru. Dacă și-ar putea vinde caii în România, Constantin spune că ar fi pe deplin fericit. Alături de mine în platou este Olesia Rusu, una dintre jurnalistele din Republica Moldova, care a fost implicată, cred, în toate etapele programului mare Servus Moldova. Bun găsit, Olesia! Servus! Servus! E într-adevăr salutul cel mai potrivit pentru noi, mai ales în cadrul acestui proiect. Prima etapă, sau să spunem primul proiect din marele program Jurnalist în România. Ai fost parte de la bun început în respectivul proiect. Acum Reporter Est, să zicem al doilea proiect din cadrul marelui program. Și acum mai cu seamă în calitate de trainer, pentru că deja după experiență acumulată în atâtea proiecte pe care le-a inițiat TV Recluj, poți să fii trainer. Bine, nu îmi place cuvântul ăsta cu trainerul, pentru că am fost o echipă, știi și tu foarte bine. Pentru că... Și trainerul e parte din echipă. Da, da, bine, bine. Și a fost minunat să lucrez aproape, să ne aflăm aproape o săptămână împreună cu colegii de la TVR în Găgăuzia, acolo unde am văzut povești și am cunoscut povești frumoase din Găgăuzia. Am mers împreună cu ei la filmări. Mai dificil era, bine, nu atât dificil, că trebuia să traduc totul. Acolo se vorbește mai mult limba rusă, foarte puțin se vorbește limba română, mai ales în localitățile mici. În Comrat, da, se mai vorbește. Doar că se uitau la noi, deși ne-am înțeles foarte bine. Și asta s-a demonstrat că jurnalismul poate distruge orice barieră lingvistică și așează oamenii la un loc, chiar dacă se înțelegea câte un cuvânt, esența este importantă.
Foarte bine ai zis, proiectele de genul acesta trec peste bariere lingvistice, bariere administrative sau orice alte praguri s-ar putea întâlni și mi se pare și firesc pentru că, de fapt, jurnalistul sau, mă rog, prin proiectele noastre, de fapt, ce am căutat a fost esența și autenticitatea a locului, a oamenilor și să le aducem în atenția tuturor. Că... Într-adevăr, așa este și la Comrat, în zona aia Găgăuzi, acolo este autenticul, acolo este identitatea lingvistică și etnică, acolo sunt oamenii interesanți care țin și sunt mândri de identitatea lor culturală și lingvistică. În administrație, de obicei, toate plăcuțele de la intrare sunt scrise în trei limbi, rusa, româna și găgăuza. Acolo se studiază și limba găgăuză, deși puțini oameni cunosc găgăuza, dar au la grădiniță, au început niște cursuri pentru părinți și pentru copii, unde se învață găgăuza și limba română. Și limba găgăuză și limba română. Și limba găgăuză și limba română. Și este destul de interesant, pentru că oamenii vor să fie cunoscuți și ceea ce mi-a plăcut foarte tare la întâlnirea pe care am avut-o cu Irina Vlah, guvernatorul găgăuziei, a zis că noi nu suntem minoritate. Ei nu se consideră o minoritate. Ei vor ca să demonstreze că sunt o națiune care au valori, care are trecut, care are viitor și asimilează foarte bine experiențele din Europa. Pentru că acolo, în zona Găgăuziei, sunt implementate foarte multe proiecte europene. Acolo lucrează foarte bine euroregiunea Siret-Prut-Nistru și au fost implementate foarte multe proiecte, anume din fonduri europene. Adică e o zonă cu potențial, cu viitor. E o zonă pe care de multe ori cei din Republica Moldova cunosc prea puțin despre Găgăuzea. Și uite, acum când am mers acolo, am văzut o Găgăuze frumoasă, cu locuri frumoase, cu oameni interesanți și oameni destul de deschiși, chiar dacă nu înțelegeau ce vorbesc, îl zâmbeau așa, de parcă eram prin Anglia, acolo unde toată lumea zâmbește pe stradă, și se uitau cam ciudați la noi, dar n-am înțeles de ce. Poate pentru faptul că erați niște oaspeți care ați sosit mai mult sau mai puțin pe neașteptate. Dar ne-au deschis, cine sunteți. Da, ne-au deschis ușa și ne-au primit în casa lor cu multă căldură. Iată cum putem să-i cunoaștem de fapt pe oamenii aceștia care până la urmă nu fac decât să-și ducă viața în mod liniștit, în modul lor firesc. Și oamenii însetați de comunicare și oamenii dornici de a povesti, de a arăta ceea ce au mai frumos și mai bun. În momentul în care împreună cu Mihaela Ila am vrut să facem o istorie interesantă despre bucătăria tradițională găgăuzească, Lidia, o domniță foarte drăguță care ne-a ajutat foarte mult, până la urmă și-a luat fetița, s-au îmbrăcat ambele în costume tradiționale din Găgăuzia și în curtea casei ei, a casei părintești, au amenajat o măsuță și au făcut un fel de plăcintă tradițională zonei. Adică oamenii, și-a vorbit limba română, vorbește foarte bine, dar peste tot unde am fost, chiar... Andrei Biro, care a făcut reportaj despre o gradă găgăuzească de pe timpuri. Este acolo un om care a adunat în fiecare an lucrurile caracteristice zonei și locului. Aceeași căsuță amenajată cum era pe timpuri, cu straile de acolo populare. În curte chiar are și o moară de vânt. El confecționează și instrumente muzicale. Adică am găsit oameni într-adevăr frumoși, povești mustoase din Găgăuzia. Iar dacă spun de must, să nu uităm și de vin, pentru că în Găgăuzia, Găgăuzia de fapt e o zonă în care este dezvoltată viticultura. Și colegele mele au fost la mai multe fabrici acolo unde se procesează strugurii și iese un vin ca lacrima. Vin de Găgăuzia, povești partea gastronomică, iată, specifică Găgăuziei, instrumentele muzicale din Găgăuzia. Da, și am mai mers cu Mihaela și am cunoscut un izvor tătăresc. Un izvor tătăresc? Da, un izvor tătăresc care are o istorie destul de interesantă. El
la ceva kilometri de Comrat. Am mers acolo și am gustat din apa izvorului, care se spune că este tămăduitoare și are o legendă interesantă, pentru că când s-au făcut niște lucrări prin zona, au fost găsite câteva bucăți de cioburi, de oale, de nu știu ce, și un șofer de tractor, tractorist, da, i-a zis soției, uite, păstrează-le, că s-ar putea să vină vremea când cineva va avea nevoie de ele. Și uite că acum câțiva ani, când s-a inaugurat muzeul în acel sat, au avut nevoie de acele cioburi și în felul acesta s-a descoperit că izvorul ar fi avut sute de ani. Poate că este, sau pe viitor, va deveni un nou loc de pelerinaj. De da, genul. Da, acolo au loc și mai multe festivaluri, sunt invitați din toată zona. În general, Găgăuzia este o zonă cu tradiții și sunt mai puține cunoscute ansamblurile de acolo, aici la Chișinău, decât în peste hotare. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta, pentru că în permanență ansamblurile din Găgăuzia merg la fel de festivaluri internaționale și revin acasă cu premii, cu premiul 1, cu premiul 2. Chiar recent s-au întors din Turcia, din Istanbul, la un festival al culturii găgăuze și au mers acolo un ansamblu din Găgăuzia. Olesia, tu ești unul dintre jurnaliștii, una dintre jurnalistele cele mai cunoscute din Republica Moldova. Poți să faci o prezentare, un tablou a felului în care e reflectată cultura din Găgăuzia în Republica Moldova, prin prisma aceasta a jurnalismului? Eu vin de la o televiziune publică, e vorba de Instituția Publică Națională Audiovizualului, Compania Teleradio Moldova, care prin lege suntem obligați ca să reflectăm emisiuni, evenimente în mai multe limbi. Noi avem emisiuni în 5 limbi: limba rusă, română, găgăuză, bulgară, ucraineană și emisiuni pentru romi. Sunt emisiuni bilunare și avem echipe de jurnaliști care merg în această zonă pentru a-și face reportajele acolo. Oamenii sunt deschiși și noi încercăm ca să reflectăm toate activitățile care se desfășoară în zona respectivă și astfel populația întreagă, întreg teritoriul Republicii Moldova este cunoscut. Restul televiziunilor, bun, televiziunea publică, am înțeles, are clar alocat acest spațiu. Nu prea sunt emisiuni. Chiar nu știu dacă mai e un post de televiziune care să aibă emisiuni în limba bulgară, găgăuză, în limba minorităților sau ucraineană, pentru că ucrainenii e cea mai mare diasporă din Republica Moldova. Atunci, dăm voie să spun cu atât mai mult, mă bucur că este acest proiect care vrea să puncteze, iată, lucrurile specifice fiecarei culturi sau fiecarei minorități și, așa cum povesteam și în alte emisiuni, de fapt, să îl înțelegi pe cel de lângă tine, pe prietenul tău, vecinul tău, înseamnă mai mult decât să ți îngrădești tu spațiul și să te păstrezi exact așa cum ești. Pentru că trăim într-o lume atât de cosmopolită, încât ar fi păcat să rămâi în urmă. N-ai cum să te dezvolți dacă nu te împrietenești, să zicem, cu cei din jurul tău. Și ai văzut și tu ce s-a întâmplat în acești 2 ani de jurnalist în România. Toate limbele au stat la aceeași masă și nu a fost un turn Babel în care vorbea fiecare și nu se înțelegeau. S-au înțeles foarte bine. Când au mers la Cluj, colegele mele care au făcut reportaje în găgăuze, în bulgar, în limba rusă, adică nu a fost o problemă că sunt vorbitoare de limbă rusă sau găgăuză. Astfel n-au și primit acolo în Găgăuzia. N-au primit ca niște oameni deschiși și au fost, chiar au fost foarte calzi cu noi. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc și succese. De aici, din Chișinău, vă dorim numai bine!